Anul acesta, Paștele cade în același weekend cu 1 mai, iar mii de români vor pleca de mâine la litoral. Tinerii vor lăsa cozonacii și carnea de miel pentru mici și grătare. În stațiuni sunt organizate mai multe petreceri, concerte și festivaluri de muzică. Mai deschide sezonul estival cu petreceri și evenimente de anvergură pe litoralul românesc. Cei peste 35.000 de turiști care sunt așteptați să ajungă la mare în mini-vacanța de Paște și 1 mai vor avea parte de distracție non-stop. Toată perioada mini-vacanței în stațiunea Mamaia va fi un maraton de distracție. Vor fi organizate 10 de evenimente cu invitați speciali în cluburi și pe plajă. Acestor concerte li se vor adăuga câteva festivaluri de muzică electronică, unde și-au anunțat prezența câțiva DJ de renume. Evenimente, dacă vremea va fi bună, tinerii curajoși sunt invitați la prima baie în mare.